Senatorul de Maramureș al Partidului Mișcarea Populară, Iustin Talpoș, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Lituania, Excelența sa Viktoras Prackietis, și cu delegația lituaniană. Întâlnirea a avut loc în cadrul unei vizite oficiale și pe lângă subiectele de pe ordinea de zi, precum încurajarea relațiilor economice dintre cele două țări, celebrarea restabilirii relațiilor diplomatice româno-lituaniene și inaugurarea lectoratului de limbă, cultură și civilizație română la Universitatea din Vilnius, parlamentarul a vorbit oficialului lituanian și despre frumusețea județului nostru. Justin Talpoș crede în potențialul turistic al Maramureșului și consideră că ar trebui promovat cu orice ocazie. De aceeași părere este și ambasadorul Republicii Lituania în București, excelența sa Arvida Spocius, care i-a mărturisit senatorului că a rămas impresionat în urma ultimei vizite efectuate în Maramureș, unde ar reveni cu proxima ocazie.